Bă, stați așa. Ăsta nu e FIFA Leaks, da? Jepcar, dar de ce nu mai faci FIFA Leaks? O să fac, stai liniștit, tai răbdare, nu mai dăm fier, da? Yo! Vă salut pe toți! Astăzi avem o ediție specială. Vom vorbi din nou despre mafia. Nu despre Uzi, Kedi și Tataie, ci despre mafia vânzătorilor de coins. Dar înainte de asta, bă, hai cu toții să apăsăm pe două butoane, bă, două, like și subscribe. Haideți să facem 1200 de like-uri și să ne apropiem de 35.000 de abonați, că mai avem puțin de tot. Aveți la dispoziție 3 secunde. Deci, 3, 2, 1, zbang! Hai să intrăm în pâine. Of, Doamne! Băi, oameni buni, fac un apel la voi că știu că sunteți jucători de FIFA. Bine, marea majoritatea voastră. Băi, nene, nu mai încurajați vânzarea de coins, de FIFA coins. Bă, nu mai cumpărați coins! Da, știu, vreți să vă îmbogățiți în joc, să aveți și voi măcar o echipă acum de, pe final de sezon, o echipă mai bună, cu, eu știu, cea mai bună versiune a lui Ronaldo, cu Grasu, cu Tasu, cu Frasu, cu Mama Măsii. Fraților, s-au dat foarte multe țepe în ultima perioadă. Pe grupul FIFA România apar aproape zilnic postări de genul ăste. Vai, mi-am luat țeapă că am cumpărat FIFA coins de la cutare și cutare. Bă, ți-ai luat țeapă pentru că ești prost. Că ești prost? Asta nu mai pot să-mi spun. Bă, cum vă duce pe voi capul să cumpărați de la toți necunoscuții ceva digital? Că practic voi cumpărați ceva digital, nu? Cum dracu puteți voi, Doamne iartă-mă, să trimiteți și înainte niște bani persoanei respective și după ce ăla vă ia banii și vă dă bloc, adică vă trageți țeapă, veniți și pe grup să vă plângeți. Ah, mi-a furat banii, ah, fraudă, ah, miliția. Stai că asta nu e tot. Mai vreți să vă duceți și la poliție să depuneți plângere pentru escrocherie? Ce să faci, mă? Păi râd poliția aia de tine, ești nebun la cap. Ai luat țeapă, gata, ce? N-ai mai luat țeapă, forța, steaua, hei, hei! Iartă-mă, prietene, dar și eu ți-aș trage țeapă. Pe cuvântul meu. Serios, chiar mă gândeam să-mi fac un grup din ăsta de Facebook cu vânzări telefoane și să pun un anunț din ăsta de genul: vând iPhone 12 Pro Max sigilat 700 de RON. Îl vând că nu am acte pe el și e blocat în Vodafone, iar eu am Digi. Livrare doar prin curier, fără verificare corectă. Fraților, serios, eu promit că sigur găsesc 2-3 fraieri pe care să-i țepuiesc. Din 3 fraieri, 2 vor depune reclamație la poliție, iar unul dintre ei, nu știu, îi se va face rușine și va înghiți gălușca. Va conștientiza probabil cât de fraier a fost, dar a doua oară sunt convins că n-ar mai face greșeala asta. Păi la alți doi o să-i mai păcălesc și altă dată. Dar nu cu telefoane, evident. Poate cu FIFA coins, nu? Fraților, este numai și numai vina voastră, fiindcă voi încurajați această mafia vânzătorilor de coins. A, stați puțin că mi se șoptește în cască. Și că să mă opresc aici și să nu mai vorbesc de mafie, că urmează să fiu linșat. Mafia de coins mă va linșa? Bă, mă linșează găinarii, auzi? Da, ăștia care vând coins și care mai dau și țeapă sunt niște găinari cu toți. Fără nicio excepție. Nu am nicio prietenie cu niciun vânzător de coins sau ceva. Dar Jepcar, unii chiar sunt serioși și nu dau țeapă. Bă, nu mă interesează. Este ilegal să vinzi coins. Apropo, auzi ce îmi zicea unul care vinde coins, unul destul de cunoscut în comunitatea de FIFA, dar nu vreau să-i dau numele, fiindcă nu vreau să-i fac reclamă. Auzi ce zice aici. Frate, eu am declarat veniturile din FIFA coins. Sunt un mafiot legal. Ce ai făcut tu, mă? Bă, terminați cu pușcările astea, că am copilării lângă groapa de țigani. M-am stat cu țiganii la masă, frate. Cunosc țigani de prin Rahova, Ferentari. Păi voi veniți la mine cu mangleală din asta ieftină. Ce e țigănia asta, mă? Ok, hai să revenim la oile noastre. Problema cea mai mare este faptul că jucătorii de FIFA nu se pot abține și orice ar face cad în patima asta a gândului că o echipă mai bună în joc le va aduce și performanțe mai bune la Weekend League sau la calificările pentru regionale. Am spus regionale? Da, Jepcar, vrei să spui că și jucătorii pro cumpără și vând coins? A, nu, jucătorii pro sunt niște sfinți, ei nu cumpără și nici nu vând. Jucătorii pro de FIFA au echipă full din prima zi când apare jocul, iar după ce se termină regionalele, se întâmplă ceva și sunt hăcuiți. OMG, I got hacked, me too bro. Bă, cum dracu se face, frate, că vă hăcuiește pe voi lumea fix după ce ați terminat-o cu regionalele? Poate sunt niște hackeri care vă urmăresc pe voi tot sezonul. Da, sunt niște hacker giorno, așa. Așteaptă și ei să terminați cu calificările și după aia vă atac. Adică nu sunt din aia nesimțiți. Sunt și ei la rândul lor hacker pro. Faza e că nici pe jucătorii pro nu prea îi ajută echipa mai bună în joc. Am văzut numeroase exemple la regionale când unul cu o echipă slăbuță a eliminat 2-3 jucători cu echipă full. Stați liniștiți că echipa nu te face neapărat mai bun. E adevărat, sunt niște carduri care în anumite situații îți pot crea un mic avantaj. De exemplu, Grasu de 94 la început de joc e fabulos. Dacă ai făcut cu el un scoop simplu, poate să destabilizezi o linie întreagă de fundași, că toată lumea are la început de joc Varan Gold maxim în apărare, maxim. Gulli de 90 iarăși e un card foarte puternic la început de joc și leagă foarte bine mijlocul, fiind foarte puternic și recuperăm foarte multe mingi. Ok, dar asta nu înseamnă că cu 2 jucători vei face diferența împotriva unui nebun care se joacă 8-10 ore pe zi. Vorba aia, con una inunda non facit ver. Bă, terminați cu prostiile. De asemenea, unii jucători casual au impresia că dacă au o echipă de 10 milioane de coins când apare jocul, vor trece de la Gold 2 la Elite 1. Alo! No way! Maxim Gold 1, primele 2-3 săptămâni veți evolua și cam atât. După aia vă plângeți pe toate grupurile de FIFA că e jocul scriptat și înjurați și pe ăștia de la EA Sports. Și nu aveți de ce să înjurați, pentru că EA Sports sunt absolut nevinovați și merită tot respectul nostru. Multă dragoste pentru EA Sports, în special pentru domnișoara Dana Cârcotă de la divizia Ultimate Team București. Multă dragoste, Dana, te iubim. Toți te iubim. Hai să o luăm altfel. Nu mai cumpărați coins și jucați dracului corect, că oricum sunteți praf la FIFA. Nu vedeți că aveți cimitir de manete acasă? Ați spart manete, TV-uri, monitoare. Mă, dar capul ăla nu vi-l spargeți? Mă, nu mai cumpărați coins, fiindcă nu faceți altceva decât să alimentați industria subterană a mafioților legali care își declară veniturile din FIFA Coins. Aha, am râs. Nu le mai dați bani bișnițarilor. E ca și cum ați încurajat cerșetoria sau curvăsăreala. Bă, de ce există cerșetori și curve pe stradă? Fiindcă sunt fraieri ca voi care cred că dându-i un leu unui cerșetor, ei potoli foamea sau luând o fată cu 50 de lei de la șosea, o să-i facă să se simtă mai bărbați. Aiure! E același lucru și în cazul de față. Jucați la Weekend League, faceți SBC-urile meta, jucați la squad battles, la drafturi și fiți, frate, RTG, fiindcă experiența jocului e mult mai mișto. Uitați-vă, de exemplu, la Ovi. Full RTG și-a făcut de câteva ori și 30 cu 0 și omul nu mai joacă de mult la nivel pro. Mă, ce mai ziceți de Ovi? Deci se poate, nu? Haideți cu toții să punem umărul la treabă și să le închidem afacerile vânzătorilor de FIFA Coins. Ok, poate unii dintre ei sunt corecți cu cei care cumpără și nu dau neapărat țepe. Cunosc și eu câțiva care n-au păcălit pe nimeni și au recomandări cât de cât. dar sunt foarte mulți jnapani care efectiv au 5.000 de conturi fake pe Facebook și se ocupă numai cu țepe pe toate grupurile. Pe FIFA România, adică grupul oficial al comunității de FIFA, este de mult interzisă vânzarea de coins. De ce credeți? S-au dat în trecut multe gherle și noi, adminii, știm cum stă treaba. Nu vă mai luați după recomandări și alte vrăjeli din astea. Serios. Eu am văzut odată cum unul a tras o țeapă în stil artistic, clonându-i contul de Facebook unui vânzător care avea recomandări de la oameni din comunitate. Păi ești nebun, aceeași poză de profil, aceleași poze, tot. Băi fraților, hoții întotdeauna găsesc metode noi și se adaptează foarte bine la condițiile pieței. De asta vă spun, nu mai cumpărați coins. Vă tot repet până vă intră dracu odată în capul ăsta. Iar voi cei de la EA Sports, bă, voi ce mai așteptați? Băgați odată boții aia cu care vă lăudați și banați toate conturile de pe care se fac tranzacții cu coins. Domnișoara Dana Cârcotă, vă rog din suflet să acționați. Aștept să-mi scrieți în comentarii părerea voastră sinceră despre vânzarea și cumpărarea de coins și nu uitați să dați un like și un subscribe dacă chiar v-a plăcut acest material și vreți să mai vedeți și altele de genul ăsta pe CSC eSports. Eu am fost Mircea Pavel și până data viitoare vă dau cu pace!